Salutare toată lumea și noi am găsit la un nou episod, data asta vom juca ceva Bed Wars și cred că știți deja acest minigame. Este un minigame adăugat nou pe Hypixel, în schimb nu este un minigame nou. L-am mai jucat pe mai multe servere, dar n-am filmat niciodată. Ideea este că este destul de interesant și am zis să mă apuc să filmez și eu acest joc, pentru că am văzut că mai mulți youtuberi l-au filmat și bine, de acolo am aflat că s-a adăugat pe Hypixel, pentru că nu știam și am zis să filmez și eu. Ideea este că am văzut că mulți oameni joacă, 7000 de oameni pe Hypixel joacă în acest moment acest minigame, chiar îmi place și mie foarte mult. Cred că știți cum se joacă, cred că minigame-ul ăsta s-a mai numit și Egg Wars și în mai multe feluri. Bun, hai să mergem să luăm diamante de aici. Ce facem cu diamantele? Pur și simplu facem upgrade-uri la echipa noastră. La, de exemplu, putem cumpăra Protection 1 pe armură permanent și pe orice armură cu 5 diamante. Putem cumpăra Sharpness 1 pe orice sabie permanent cu 8 diamante. Avem aici un Ender Chest în care vom pune cam toate chestiile, pentru că dacă mori aici nu ți păstrezi itemele, bine, cred că peste tot nu ți păstrai itemele. Nu știu de ce am încercuit așa, trebuie să luăm lemn. Hai să mai luăm de aici, uite, gold, perfect. Să cumpărăm și noi o armură, ia să vedem câte bucăți am. 4 bucăți, ne trebuie 12 să cumpărăm armură de iron, dar armura pe care o vom cumpăra este... Sunt, de fapt, papucii și pantalonii, pentru că chestplate și cască nu există. Dar văd că cu echipierii mei fac ceva kill-uri din câte văd. Am mai și murit, uitați, mai și mor, mai și fac kill-uri. Destul de ok, pentru că am mai jucat, am mai încercat să filmez de mai multe ori acest minigame și ce s-a întâmplat, pur și simplu am dat de cu echipieri care pur și simplu stăteau AFK aici. Și nu mă lăsau nici pe mine să iau bucățile de iron și de gold și nici ei nu jucau, pur și simplu stricau meciul fără niciun sens, intrau doar ca să stea acolo, alții pur și simplu le luau și nu le foloseau, pur și simplu făceau, se duceau la bătaie cu pickaxe-ul, nu foloseau obiectele pe care le aveau. Hai să cumpărăm și noi un upgrade, să cumpărăm Protection 1 pe armură. Și acum, pe orice armură am Protection 1, chiar dacă cumpăr acum alta, tot o să am Protection 1, deci foarte interesant. Acum, haideți să mai cumpărăm blocuri, putem cumpăra și arc, dar deocamdată nici măcar sabie n-avem cu gold. Deci o să avem nevoie de sabie de asta cu 8 gold de iron. Hai că mai luat și eu. Ăla se duce să ia, vine spre noi, eu n-am sabie. Aolo, unde m-am dus eu? O să-l arunc în void. Nici nu pot să scriu. Mă, nici n-am pickaxe. E omorâți-l. Bun. Deci nu ne-a spart patul, perfect. N-aveam sabie, că îi omoram mult mai ușor cu pickaxe-ul ăsta. Hai să-mi iau totuși una de piatră. Dacă aveam pasta de piatră era perfect. Ăștia, nu știu dacă sunt atenți, dar am văzut că au sărit destul de mulți și asta a fost bine. Mi se pare că dacă faci kill-uri îți dă și ceva gold. Depinde ce armură au, mi se pare, pentru că dacă au armură de diamant care se face cu emeralde, îți dă și emeralde, ți le dă în inventar, ceea ce este destul de bine. Deci, hai să luăm și noi o sabie de asta. Și mi se pare că aveam gold aici și strângeam pentru armura, am uitat. Aici putem cumpăra și obsidian ca să acoperim patul, dar nu știu exact ce costă. Mi se pare că costă emeralde, da. Și se pare că mai este doar echipa galbenă. Ia să mai luăm noi de aici. Eu voi apăra patul.
O să... nu. De ce am făcut asta? Bun, hai că l-am aruncat pe ăla destul de bine. De ce am cumpărat oare sabia când trebuia să-mi iau armură? E bine că nu s-a dus ăla direct la pat. Era alergat de 2, ceea ce este bine pentru că văd că playerii joacă aici. Deci chiar joacă, nu stau în bază AFK, totul este perfect. Bine, o să stăm noi și o să apărăm aici. Trebuie să fiu destul de atent aici la apărare, dar mai merg și să mai iau astea pentru că vreau neapărat să fac și armură. Cred că am tot goldul la mine, da. Ne mai uităm și noi așa din când în când să vedem dacă mai vine cineva. Uite, mai am gold în chestul ăsta, cred că l-am pus eu din greșeală sau altcineva, cine știe. Și ne-a luat armură și acum mergem și noi la bătaie. Uitați, avem armură de asta de fier, ceea ce este perfect. Nu știu exact unde au baza ei, cred că acolo o au, pentru că văd că se tot duc acolo. Trebuie să mergem să luăm ceva diamante, ca să ne dăm upgrade-ul ăla cu sharpness-ul, nu? Vedem, au mai luat ei diamantele, 6 diamante, ne mai trebuie încă 2, să stăm aici. Hai să mai luăm unul și să plecăm, mai bine să le ducem în chest. A, da, a cumpărat cineva. Gerardo. Ai de la noi. Dar de ce apărea cu verde? A, pentru că este din echipa noastră. A, deci a cumpărat el. Nu mai avem cum să mai cumpărăm. Ce mai e de luat? Pickaxe-uri. Asta chiar cred că e bine. Deci ne dă regeneration, cred. Am cumpărat, perfect. Hai să punem și diamantele și gold și mai multe chestii pe aici și sabia. Pentru că dacă mor, o să mă duc acolo și hai să mergem și noi la bătaie, pentru că nu prea am fost la bătaie. Hai să o luăm prin partea asta. Ideea este că la bătaie n-am fost, am stat să-mi fac mai multă armură. O luăm pe aici. Văd că ea se bat destul de mult acolo. Hai să-l omorâm pe ăsta sau pe ăștia. L-am aruncat pe ăla foarte frumos. Și ăsta cred că moare. M-am blocat puțin. Da, un hit îi dau lui ăsta și este mort. Bun. Nu este nimeni prin apropiere. Acum mergem să-i batem, pentru că cred eu că dacă mă duc acum avem și sharpness 1. Mă, ce face ăsta? Da, am căzut. Mă gândeam eu că voi cădea. Ideea este că armura ne-o păstrăm. Și sabia, oricum o să iau eu sabia de acolo. Uitați, mai luăm și goldul. Mai punem un chest, dar mai avem o sabie pregătită, ceea ce este perfect. Și să mergem la bătaie. Totuși, avem exact aceleași avantaje. Protection 1, sharpness 1 pe sabie. Doar că ne-au dispărut itemele din inventar, dar oricum ne-am păstrat armura. Ceea ce este perfect, adică nu ne-am... Iau tălpul la cum pune blocurile, are hack ăla, cred. Mă, dar eu de ce nu... Mă, ăla chiar nu m-a văzut, serios? Credeam că se uită la mine. Deci nu mai e nimeni. Noi și sparge. Opa, s-a spanat unul. Batem și pe ăsta, nu știu cine dau. Dă-te mă și tu de aici, mori, mori, mori. Gata, a fost parpat unul. Opa, am sărit și eu aici din greșeală. Nici nu știu în cine să dau. Dacă am sărit, nu știu cum. Iar am căzut. Da. Nu știu ce se întâmplă. Sper să mă scoată cumva de aici. Poate când dă mine să mă arunce, gata. Nu. Dar patul a fost spart, n-a fost spart patul. Mă, de aici. Hai că eu mor pe toți aici. Spargem o să... Hai că am reușit să sparg cumva, nu știu cum. Bun, hai că am murit perfect. Și acum mă pot duce din nou peste ei, pur și simplu mă duc, le dau câteva săbi și îi omor ușor. Pentru că nu au... Stai, unde mi-e... Invers trebuia să fac.
Nu au iteme și îi bat foarte ușor. Am protection, sharpen sunul și sabia asta bună și îi batem ușor și cred că am și câștigat. Nu pentru că nu le-am spart patul. Da, ăsta a fost un meci destul de interesant pentru că îmi place când toată lumea joacă și toată lumea se implică. De exemplu, unii pur și simplu stăteau și pur și simplu nu făceau nimic și nu-i bine deloc. Bă, dar eu n-am și eu ceva să sparg patul ăla. Și au luat emeralde și au pus acolo. Bine, noi hai să ne batem și noi aici. Pentru că este distractiv să-i bați pe ăștia pe toți, pur și simplu batem tot. Ia să stau eu cu shift-ul aici să vedem ce fac ei. Nu știu dacă mă văd aici. Da, uitați. Pur și simplu stau aici. Ăsta nu știe ce l-a lovit. Trei săbi și e mort. Trebuie să spargem cumva bedrock-ul ăla, pentru că văd că este înconjurat cu bedrock. Ăsta văd că mai dă și el, dar degeaba. Că eu mor ușor. Foarte multe kill-uri am făcut meciul ăsta. Ăsta îl lăsăm acolo să spargă. Ăștia nici n-au sabii. Nu știu cu ce dau acolo. A spart, mă, ăsta. Haide, mă, sparge că te ținem aici. Ia uite, am dat un 2 odată. Ce-i asta, mă? Nu știu. Ăsta sparge și de jumătate de oră. Ăsta și-a luat arc. Nu știe că nu face nimic. Foarte mult PvP pe final. Și am reușit să câștigăm meciul ăsta foarte frumos. Multe kill-uri am aici pe primul loc. 22 de kill-uri. Dacă am sărit și un void. Am dat și GG. Și, da, lume, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați să lăsați ceva sfaturi și dacă mai vreți în comentarii dacă mai vreți să jucăm stai mă, ce am făcut? Dați-mi ceva sfaturi și spuneți-mi dacă mai vreți să mai jucăm acest minigame în comentarii. Deci